este doliu uriaș după ce un cunoscut jurnalist arădean nu mai este printre noi. Este vorba despre Simion Todoca. Din păcate, jurnalistul a plecat din această lume, la vârsta de 65 de ani. Simi, cum îl cunoșteam toți, s-a făcut remarcat la secția politică a fostului cotidian Adevărul de Arat, devenit ulterior Jurnal Arădean. Articolele, analizele sale, intuiția de care a dat dovadă nu odată, toate acestea l-au făcut să fie unul dintre cei mai respectați ziariști și analiști politici arădeni și-a încheiat cariera la glasul Aradului, de unde s-a pensionat. Din păcate, în ultimii ani mai ales, sănătatea l-a trădat iar Simion Todoca a fost tot mai puțin prezent în presă, astăzi. Vestia trecerii sale în eternitate ne-a întristat pe toți cei care l-am cunoscut și l-am prețuit. Fără Simion Todoca, presa arădeană este mai săracă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!